Peste 30 de oameni au murit călcați în picioare în timpul unei învălmășeli generale la o companie de donații organizată de către o biserică. Majoritatea victimelor sunt copiii, iar incidentul a avut loc la un club de polo local, unde biserica a organizat o campanie de donații. Conform lui Olufemi Ayodele, un purtător de cuvânt al trupelor de apărare civilă din Nigeria, în timpul procesului de distribuire a cadourilor s-a pornit o învălmășală care a degenerat. Majoritatea victimelor sunt copii, a spus Ayodele. Conform altor oficiali nigerieni, evenimentul cu donații nu începuseră încă la momentul în care oamenii au început să se calce în picioare. Mulțimea ar fi forțat intrarea în spațiul respectiv, în ciuda faptului că porțile erau închise, fapt ce a dus la busculadă. 31 de oameni au fost confirmați ca fiind uciși, iar alți 7 răniți au ajuns la spital după incident, relatează Digi24.